Guvernul alocă peste 1,2 miliarde de lei pentru fermierii din sectoarele vegetal și zootehnic. Vor beneficia de aceste fonduri peste 750.000 de fermieri. Fondurile reprezintă ajutoarele naționale tranzitorii finanțate din fonduri europene, după cum a menționat șeful executivului. Au fost aprobate două hotărâri de guvern, prin care peste 1,2 miliarde de lei vor ajunge la fermierii din sectorul vegetal și zootehnic în contul cererilor depuse în cursul anului trecut. De aceste sume vor beneficia peste 550.000 de fermieri din sectorul vegetal și 200.000 de fermieri din cel zootehnic, după cum a transmis Marcel Ciolacu la ședința de guvern de la Palatul Victoria. Aprobăm două hotărâri de guvern prin care peste 1,2 miliarde de lei vor ajunge la fermierii din sectorul vegetal și zootehnic, în contul cererilor depuse în cursul anului trecut. Fondurile reprezintă ajutoarele naționale tranzitorii finanțate din fonduri europene. De aceste sume vor beneficia peste 550.000 de fermieri din sectorul vegetal și 200.000 de fermieri din cel zootehnic. Faptul că subvențiile vor fi oferite mai repede înseamnă că protestele fermierilor încep să aibă în sfârșit semnalmente clare ale unui efect pozitiv.